Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la cea de-a patra ediție a trofeului Valea Uzului Viteză în Coastă. Mă bucur în primul rând de o prezență deosebită, numeroasă, mulți înscriși și în primul rând am văzut sportivi de top. Mă bucur că sunteți astăzi la Dărmănești și că ați ales să concurați la cea de-a patra ediție a trofeului Valea Uzului. În primul rând, mă bucur că e și vremea de partea noastră, cel puțin astăzi, pentru că am avut cu câteva zile în urmă câteva episoade care cumva ne crea anumite temeri. Aș vrea să salut și prezența prietenului meu, Narcis Gitaru, subprefect al județului Bacău, să o salut pe Luiza Răspopa și avem aici, în stânga mea și în dreapta, doi piloți care și-au strâns mâna, spunându-și unul altuia că în acest an va fi o competiție mult mai puternică decât în anii anteriori. Eu, cu siguranță, le doresc succes tuturor și sper ca Dărmăneștiu, prin ceea ce face, să crească pe harta țării, dacă nu și internațional, vis-a-vis de astfel de competiții. Sigur că ne dorim foarte mult să fiți alături de noi. Am spus, dacă vă amintiți, cei care sunteți din primele ediții, că ne dorim o colaborare pe termen lung. Adi, acolo unde e, știe că și eu și el ne ține de cuvânt și duce mai departe această tradiție, cel puțin cât voi fi și eu aici și colegii care vor urma după mine. Spuneam că și datorită raliului pe care noi l-am desfășurat în anii anteriori, am reușit ca localitate să creștem foarte mult și vă mulțumesc pentru că începând cu 1 decembrie 2022 am devenit și stațiune turistică de interes local. Sunt multe evenimente pe care le facem la Dărmănești și concurența mare sau numărul mare de participanți din acest an ne încurajează. Aș vrea să îl rog și pe domnul subprefect Narcis Gitaru să ne spună câteva lucruri, după care vom trece la lucruri mai serioase vis-a-vis de raliul Valea Uzului și sigur Luiza și cei doi piloți o să ne spună lucruri, cred, mult mai importante decât ce am spus eu. Mulțumesc încă o dată, doresc succes tuturor, mi-aș dori tare mult să fie o ediție frumoasă, fără evenimente neplăcute și să ne bucurăm cu toții de această frumoasă competiție care, sincer, mie tare mult îmi place. Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor, stimate domnule primar, stimată doamnă Luiza Răspopa, dragi piloți și dragi dărmăneșteni. E o bucurie să fiu prezent astăzi în mijlocul Dărmăneștiului, pentru că se vede că de la an la an, chiar dacă noi ne ascundem după denumirile astea oficiale a, să spunem, stațiune
turistică de interes local, iată că astăzi putem spune că este o stațiune turistică de interes național. Pentru că piloții care vin la un astfel de eveniment, la trofeul Valea Uzului, sunt din toată țara. Și e un interes pentru toată țara, ceea ce se întâmplă astăzi aici. Vreau să felicit foarte mult organizatorii, în primul rând pe domnul primar, pentru că a acceptat și continuă tradiția de a organiza acest eveniment aici, la Dărmănești, în frumoasa zonă a Văii Uzului. Și nu numai că organizează acest eveniment, vor urma și multe altele destul de frumoase în această zonă. Vreau să le transmit piloților că atunci când veți conduce spre coada lacului, să nu vă speriați dacă vă uitați puțin în stânga, veți vedea un lac puțin secat, dar nu așa cum a spus cei din presă, că din cauza schimbărilor climatice, ci pentru că odată la câțiva ani trebuie să ne mai asigurăm că barajele de acumulare sunt în regulă, funcționează și nu ne trezim peste noapte cu probleme. Felicitări tuturor, vă doresc mult succes și vă asigur în continuare domnule primar și doamnă Luiza Răspopa că instituțiile județului Bacău vă sunt alături. Vreau să salut și prezența jandarmeriei, prezența poliției locale, poliției române și mai ales colegilor de la Smurt, care astăzi împreună cu ambulanța sărbătoresc ziua ambulanței. Îi felicit și pe ei și sper să nu fie nevoie de vreo intervenție din partea lor. Vă doresc mult succes și să dea Dumnezeu ca cei mai buni să fie pe podium. Să nu spun cel mai bun, că nu știu care îmi dă cu coate aici, cel din dreapta sau cel din stânga. Vedem la final. Spor și succes în continuare. Mulțumesc domnului subprefect. Mi-a făcut cineva cu ochiul din, de acolo, dintre concurenți și mi-a dat de înțeles că ei vor fi, sau el va fi pe locul 1, succes, așa că cei doi n-ar trebui să-i dăm prea mult cu cremă, pentru că aveți niște competitori puternici și în, acolo, printre mașini. Luiza, te rog, spune-ne ce-i mai important. Bună seara tuturor, bună seara, dragi sportivi. Bună seara, Dărmănești! Mulțumim că ne primiți din nou cu brațele deschise, așa cum ne-am obișnuit. Suntem deja la a patra ediție a trofeului Valea Uzului. Mi-e foarte greu, chiar dacă a trecut ceva vreme și sufletul ni se așează într-un fel anume după ce lucruri se schimbă în viețile și în traiectoriile noastre. Dar am ales să continuăm și sunt niște oameni foarte speciali pe care vă rog să-i aplaudați, Tima din Răspopa. Sunt cei care fac posibil aceste evenimente, muncesc până la epuizare pentru implementare și vă rog să-i apreciați și să nu luați lucrurile ca și garantate. Este multă muncă în spate și mult suport din partea autorităților locale, din partea primăriei, din partea partenerilor noștri. Înainte de a ne anunța partenerii, pentru că anul acesta avem niște parteneri noi și foarte speciali care au ales să fie alături de sportivii participanți la trofeul Valea Uzului, aș vrea să stau de vorbă puțin cu Emil Ghinea și cu Octavian Ciovică. O să încep cu Emil doar pentru că este lângă mine, Octavian. Nu facem predicții pentru mâine. Emil, te rugăm, cu ce gânduri la Valea Uzului? Bună ziua, în primul rând. Tavi nu se supără că o să vorbească el ultimul, pentru că el vorbește mai mult. Ideea e în felul următor. Eu am venit prima oară aici în 2020, la invitația lui Adi. El știe bine, ne urmărește pe toți de sus de acolo. Și voi veni atât timp cât voi merge la coastă, de fiecare dată cu mare plăcere și cu siguranță voi veni la etapa asta până la sfârșitul carierei mele. Nu știu când va fi treaba aia, nici nu vreau să știu. Ideea este că de la an la an cursa asta arată din ce în ce mai bine. Anul ăsta avem mai multe mașini la start față de anul trecut. Sper anul următor să fim mai mulți. Și vreau să vă felicit Luiza și echipa Adi Răspopa pentru ce faceți aici și pentru că îi țineți lui Adi numele viu.
ele acolo și mai mult vă zic, vă mulțumesc frumos și mâine și poimâine vom face spectacol și nu numai eu cu Tavi, mai sunt aici băieți, mai mulți colegi de-ai mei care și ei merg tare și cam atât. Vă mulțumesc! Octavian. Bună seara! Nu pot să vorbesc decât în picioare. Când vine vorba de această etapă, vreau să vă spun un scurt moment. Suntem la a treia ediție, a patra ediție, iertați-mă. Prima ediție nu pot să uit deloc, pentru că m-a sunat Adi și mi-a zis, Tavane, hai la Dărmănești că fac o etapă bombă. Am venit și, într-adevăr, e o etapă bombă. Și aveți o echipă extraordinară. Chiar dacă Adi nu mai este printre noi, etapa asta arată din ce în ce mai bine, pentru că aveți tot sprijinul primării, prefecturii. Sunteți alături de această echipă senzațională, care merită un rând de aplauze puternice, nu cum am auzit până acum. Implicați, dedicați și datoria noastră să mergem înainte și să facem spectacol aici în Dărmănești. Cam atât. O luptă puternică la vârful campionatului național de viteză în coastă, un număr record de participanți, etapa aceasta crește de la an la an, la fel și orașul Dărmănești crește de la an la an. Aveți un festival de jazz la care noi nu putem participa, din păcate, pentru că avem o etapă la Baia Mare. Este foarte important că lucrurile se mișcă într-o direcție bună. Vă mulțumesc, dragi spectatori, invitați, vă așteptăm sâmbătă și duminică la un spectacol automobilistic de un adevărat prestigiu. Mulțumesc mult și urez baftă tuturor concurenților și spectatorilor. Mulțumim, Octavian. Baftă și ție și baftă tuturor. Nu putem încheia fără să îi anunțăm pe partenerii noștri, așa cum vă spuneam. În primul rând, această acțiune este cofinanțată de Primăria Dărmănești. Alături de noi se află Panimone SA, partenerul nostru de mobilitate este Darren Automobile și avem niște parteneri de party, Club and Lounge la Ponton, care oferă câștigătorilor niște două vouchere valabile până la ediția din 2024 a trofeului Valea Uzului. De asemenea, sportivii înscriși în această competiție au intrarea gratuită pe perioada desfășurării competiției, adică în seara asta, mâine seară și poi mâine seară. Mai avem niște parteneri de departe care sunt alături de noi, Nemo Diving Center din Eforie Nord, care oferă două vouchere de scufundări monitorizate și două cine cadou la terasa cu ancore din Eforie Nord și pe Unilift, spălătorie și detailing auto, care oferă câștigătorilor unor categorii 10 vouchere de către 5.000 de lei în produse de detailing și curățare auto. Aplauze tuturor! Nu ne-am putea descurca fără ei. Ei nu se văd, sunt prezenți doar prin branding și doar prin ceea ce spunem, dar toate lucrurile sunt posibile pentru că niște oameni ne sprijină și ne bucurăm că anul acesta au ales să fie alături și de sportivii participanți. Baftă tuturor, mulțumim încă o dată Dărmănești, mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, mulțumim că ne primiți și că ne suportați, că vă închidem circulația în zile de weekend, se deschide temporar. Mâine între orele 13 și nu, mâine este între orele 12 și 14:30 și duminică între 14:30 și 15:00. Vă mulțumim încă o dată, baftă tuturor sportivilor. Încă o dată mulțumesc și eu. E o onoare pentru noi că ați ales Dărmăneștiu. Sincer, vă spun, sunteți prietenii noștri și mă bucur tare mult când văd că de la an la an ceea ce facem noi prinde contur.
Vă așteptăm și dincolo de zilele de concurs să veniți, să ne vizitați, să ne cunoașteți așa cum suntem noi. Avem multe alte evenimente, spunea Octavian, de Festivalul Internațional de Blues, care în fiecare an, Blues Jazz, se întâmplă la sfârșitul lunii august, 25, 26, 27 august. Să veniți, veți vedea aici muzică de calitate și niște artiști de top din lume. Spuneam că vă simțim ca prieteni, vă iubim, ne dorim să fiți într-o competiție, eu știu, acerbă, dar fără evenimente neplăcute. Succes tuturor și să știți, suntem printre voi. Vor veni zilele astea oameni din țară, oameni care vă iubesc, deja și-au anunțat mulți prezența. Mâine sau poi mâine va fi printre noi și ministrul mediului, care, auzind că sunt înscrise la start și mașini electrice, a zis că trebuie neapărat să fiu prezent acolo, pentru că susține și încurajează acest lucru. Încă o dată, succes tuturor! Întrebări, dacă sunt ceva, dacă... Al meu, nu? Dacă nu, mulțumim, succes încă o dată. Foarte frumoase, Vorul, Securitate, Alin, Sată, avem pe Cristi, directorul organizatorii și din partea oficialilor de la primărie, avem un primar împreună cu colegii. Domn primar, câteva vorbe? Eu aș vrea să vă spun doar că am lângă mine aici un prieten, mai precedent. El, Mătălin, este șeful, cel cu partea bună, de la cel mai tare club din toată zona asta, Club Ponton. Cine vrea în seara asta sau mâine seara să se simtă ok, să se relaxeze pentru ziua de mâine și poi mâine, Mătălin ne dă gratis câte o brățară și aveți acces liber la ponton, da? Cu piscină, cu tot ce vreți. E unul dintre cele mai mișto cluburi din zona asta. Asta e prima. Și a doua, aș vrea să vă invit împreună cu Mădălin și încă un prieten foarte bun de la Constanța, duminică, după ce se termină toată festivitatea de premiere, pe toți cei care mai rămâneți, tot la ponton, Ilie Jecu de la Constanța este unul dintre cei mai tari scafandre din România și are o afacere cu, cred că, cu fructe de mare și o să facem acolo, nu știu, un regal cu fructe de mare la ponton. Aș vrea să știu cine rămâne, pentru că Ilie așteaptă telefonul nostru, mâine trimite pescadorul să prindă aceste fructe de mare. Tot mâine sau cel târziu, deci în seara asta trebuie să lămurim. Și mâine trimite mașina spre noi cu plite, cu tot ce trebuie și, sigur, duminică ne relaxăm. Deci duminică, după, cred că în jurul orei 19, când am terminat aici cu tot, mergem acolo. Deci, încă o dată, cei care vor în seara asta și mâine să meargă la ponton, Mădălin este soluția. Și cei care vor să rămână după duminică seara, da, de la 19 până cât vreți voi, Luisa sau staff-ul, să știm să ne putem organiza. Încă o dată mulțumesc, succes, baftă, să câștige cel mai bun. Mădălin, vrei să-i spui ceva? Și acum să continuăm și cu partea sportivă pentru acest briefing. Eu aș vrea să încep prin a vă reaminti că, dacă ați observat, conform programului avem 5 mașe de recunoaștere. Așadar, 3 mâine, 2 poemine sunt absolut suficiente. Aș vrea să insist puțin să folosim prima mașă de recunoaștere de mâine pentru a ne familiariza cu traseul, poziția arbitrilor,
să nu avem de preferat incidentul de dimineață care să ne întârzie. Așa, mai departe. Un alt aspect asupra căruia vreau să vă atrag atenția este în zona de sosire. Mai exact, după linia de sosire, sunt convins că sunteți familiarizați cu traseul, este o porțiune de 200 de metri de frânare, după care urmează un viraj destul de strâns la dreapta. Noi, pentru primele mașini de mâine, vom poziționa acolo un arbitru din recupare să vă semnalizeze faptul că trebuie să încetiniți mai substanțial după sosire pentru a vă pregăti și acel viraj. Așadar, vă rog să aveți în vedere. Din punct de vedere al securizării, am vizionat traseul, planul de securitate este în totalitate respectat, avem mult mai multe măsuri de securitate decât anul trecut, totul în regulă din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al colegilor mei. De asemenea, vom avea la dispoziție două ambulanțe din partea ISU, una poziționată la start, care de obicei am fost cu 16, de asemenea platforme poziționate la start, în costul 16, la 2,11 km și mașina de pompieri care de obicei la start. Pe traseu avem 21 de arbitri. Pe traseu avem 21 de arbitri, așa că vă invit să vă familiarizați cu poziția acestora în cadrul mașinilor de recunoaștere, pentru a putea ști de unde să ne așteptăm să primim un steag pe care nu cred că trebuie să vă reamintesc că trebuie să le respectăm, în primul rând, pentru siguranța dumneavoastră. Eu nu mai am altceva de adăugat, dacă sunt întrebări din partea noastră. Timpii dintre mașinile de recunoaștere și cele de cronometrate se respectă? Timpul ăla de pauză, la 12.30 până la 3.30? Întrebarea a fost dacă timpii dintre mașinile de recunoaștere și cele de antrenamente cronometrate se respectă. Da, vom respecta timpul de start pentru fiecare mașină. La antrenamente, în măsura în care se poate, le vom comprima puțin, pentru a ne asigura că nu avem întârziere pe parcurs. Însă pentru antrenamentele cronometrate și la fel pentru mașinile de concurs de duminică, vom respecta timpul de start. Vreau eu doar să spun ceva. Nu, mie nu trebuie microfon. Faceți un briefing și cu arbitrii, vă rog frumos, pentru că la Reșița am avut un eveniment, o situație în care un coleg de-al nostru, o problemă tehnică, rula cu 20-30 de km la oră, iar arbitrii au crezut că este firesc. Și m-a trezit cu el pe un viraj, ascuns. Mergea cu 20 de km la oră, iar venea cu 100 și ceva de km la oră. Și asta, deci dacă văd arbitrii că o mașină rulează cu 20-30 de km la 40, o viteză nefirească pentru campionatul național de viteză în coastă, să semnalizeze că se consideră tot o situație. Pentru că te trezești cu ăla în față, nu mai ai ce să faci. Atât. Mulțumesc! Arbitrii sunt deja instruiți să facă asta în cazul în care un concurent se deplasează în net, se anunță pe stație, arbitrii care corect sunt mai jos de concurentul care se deplasează în net, două posturi cu afișa galben, iar cei de care se apropie concurentul care se deplasează în net, îi voi afișa cu voi vor afișa acestuia steagul albastru. Dacă mai aveți alte întrebări? Începe competiția sau nu? Sigur, va începe acum tot programul. Vreau sau motoarele. Atenție la invitații. Am avut situații de fiecare dată, invitații minori. Deci invitații minori, în afară de cei licențiați, sunt acceptați doar cu procură notarială. Deci fără procură notarială vor fi dat jos în prestare. Nu, nu, deci scris de mână nu se acceptă, doar procură notarială. Am înțeles! Da?
Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu mai sunt și alte întrebări, eu vă mulțumesc mult de tot, vă urez o seară bună, mult succes mâine tuturor și ne vedem puțin mai târziu la prezentarea piloților. Mulțumim! Mulțumim!